Delegația mușcelană ce a cuprins 12 sportivi a întâlnit adversari de la cele mai importante cluburi din țară. Competiția de la sfârșitul săptămânii a constituit un bun prilej pentru Raluca Băduleanu să confirme încă o dată, dacă mai era nevoie, nivelul de pregătire la care se situează. După medaliile obținute la naționale, Raluca a urcat cea mai înaltă treaptă a podiumului, reprezentând cu mândrie muscelenii. Am participat cu copiii U13 și U15. Au 12 copii în total, au obținut următoarele rezultate. Băduleanu Raluca, categoria 26 de kilograme, 4 meciuri câștigate, locul 1. Categoria la U13 feminin și la masculin 50 de kilograme, Grozav Valer a câștigat 3 meciuri și a pierdut finala, locul 2. Din ceilalți sportivi, foarte mulți s-au apropiat de medalii, dar în final au obținut locul 5, că au fost 6 începători de vârstă.